Un alt element de protecție important, după ce ne protejăm capul, este cel de spate. Protecțiile de spate sunt de mai multe feluri. Pot fi cu soft padding, adică doar cu burete, sau cu soft padding și hard shell, un plastic sau un alt material rezistent, care ne permite o oarecare mobilitate, dar ne protejează coloana la șocuri. Este foarte important ca protecția de spate să ne vină fixă, să nu ne deranjeze, să fie destul de confortabilă. De obicei, ea ne protejează din zona lombară până aproape de zona cervicală. Sunt foarte puține protecții care urcă pe spate și de obicei sunt pentru motocicletă, nu pentru snowboarding. Foarte important este ca zona aceasta să fie protejată.